Ce pot să spun că echipa națională a României este într-un moment important. Cred că am avut răbdare destul de mult. Vorbesc de suport. Eu mă pun în postura suporter. Da. Dar de acum încolo există și speranțe. Există speranțe pentru că a apărut această generație de tineri, de jucători tineri, educați, construiți mai mult decât talent am avut totdeauna. Și asta e meritul principal al lui Gică Hagi, care a dat o linie de confruntare cu celelalte echipe, mizând foarte mult pe jucători tineri. Din păcate, posibilitățile lui financiare nu l-au ajutat el să mențină. Că trebuie, trebuie să vândă. N-are, să el nu poate să mențină. Nu poate, da, să depășească. Ori această, știu și eu, la Shakhtar, cred că Shakhtar, dacă rămânea cu aceia jucători și nu vindeau cât s-au vândut, putea joace un rol mare în primele 4, 5, 6 echipe europene. Dar a fost nevoie să vândă. A lăsat loc altor jucători. Același lucru cu Gică Hagi. Deci acum toată problema e de consolidare. Pentru că fără o foarte bună organizare nu poți câștiga nimic. Știți că de 30 de ani se tot vorbește că o să vină din nou Mircea Lucescu la echipa națională României. Și uite că n-ați ajuns niciodată. De ce? Păi nu, pentru că atunci când am plecat am spus că nu mai mă întorc niciodată. Și eu și Răzvan la fel. Eu am plecat după 4-0 cu Austria pentru că au considerat o nedreptate strigătoare la cer faptul că construisem o echipă total tânără, jucători de Craiova și Hunedoara în general, plus cei care au apărut Dinamo-Steaua. Pe urmă, Dinamo-Steaua a început să avea jucători tineri și Dinamo la fel, să apară în prim planul performanței. Deci era o echipă foarte tânără. Au profitat după aceea, după 90, de acea echipă, cei care au condus mai departe. Dar deci în 84... Echipa... Da. Nu, și normal. Nu e bine să te întorci acolo unde ai mai fost. Nu e bine. Deci în 84 am rămas, uitați, am rămas cu această satisfacție că lumea m-a dorit timp de 30 de ani la echipa națională. Totuși, dacă vine cineva... Haideți să nu vorbim despre lucrul ăsta, că nici nu se pune probleme. Acum este vremea generației noi de antrenori. Care avem o generație bună de antrenori. Ei trebuie să se ducă mai departe cu foarte multă pasiune. Dacă s-ar pune problema... Nu, indiferent că s-ar pune problema, că nu trebuie să pună problema toată chestia asta. Totuși nu ne-am calificat de 20 de ani la un campionat mondial. Păi o să reușim de data asta. Sper. Sper. Bine, poate, sigur, nu aș vrea să ne încărcăm cu iluzii. Nu va fi ușor. Nu va fi ușor, dar eu cred că jucătorii noștri au calitățile necesare pentru a înfrunta echipele mari Europei, pentru că mult mai greu în Champions League, unde construiești o echipă cu cei mai buni în Europa, exact, sau în Europa. Când vorbești de o echipă națională, atunci sunt doar jucătorii acelei țări, care nu totdeauna sunt cei mai buni din lume. Deci avem șanse mari. Nu văd cum ar putea să fie mai bună decât noi, nici Suedia, nici Norvegia. Deci și ei au jucătorii din campionatele am pierdut, importante, dar nu sunt super valori. Aș putea iar spune că am pierdut la Suedia nepermis. Nepermis. Haideți să nu... Era o echipă formare. Este o echipă în formare, este o echipă tânără, este o echipă... E nevoie de ceva timp în toate astea. E important să nu-i pierdem pe băieții ăștia tineri. Țineți aproape.